Omul de afaceri, soția și fiica acestuia de 23 de ani locuiesc într-o casă din centrul orașului Sibiu. Noaptea trecută, trei bărbați care purtau cagule și aveau și un pistol au găsit un geam deschis și au pătruns în locuință. Pe proprietar l-au lovit de mai multe ori, enervați că nu găsesc bani și bunuri de valoare, iar fiica bărbatului a fost amenințată cu pistolul. Într-un final, cei trei agresori au furat câteva ceasuri și au fugit. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor calificat și tâlhărie calificată. Trei persoane de sex masculin, purtând cagule, au pătruns într-un imobil situat pe strada Moldoveanu din municipiul Sibiu, în scopul de a sustrage brunuri. Proprietarul imobilului, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a fost agresat fizic de autori. Imediat ce atacatorii au plecat, iubita bărbatului a cerut ajutor la 112. În urma loviturilor violente, acesta a fost dus la spital. Era inconștient, iar starea lui e gravă. Inconștient după un stop cardiorespirator resuscitat la fața locului unde a fost găsit. În continuare se află în stare foarte gravă, inconștient, intubat, ventilat mecanic, internat în cadrul secției de anestezie și terapie intensivă. Vecinii omului de afaceri din Sibiu sunt îngroziți de cele întâmplate. Cu toate camerele, cu toate alarmele, cu tot ce trebuia ce avea avut în casă, să intre hoții și să-l omoare. Hai, că dacă vrea să ia ceva, să ia lucrurile lui, să fi luat lucrurile și să-l lasă în pace, să nu-l bată Doamne să-l omoare. A fost un atac aici, un jaf, un, nu știu, mai multe, ca vecin nu-l cunosc prea bine, decât ce-l vedeam că intră și iese din casă. Și am înțeles că pe aici, pe undeva, s-a intrat pe gard. L-a atras atenția și casa și probabil, nu, probabil stătea bine financiar. Mă gândesc că dacă ai așa o casă, probabil stai bine financiar. Înseamnă că sunt probleme din moment ce... Până acum cartierul a fost foarte liniștit. Nevastă mea s-a speriat mai tare ca mine. Când l-a auzit, bineînțeles. Nici n-am știut că vecinul chiar în spital. Nici o reacție. Păi sigur că da. Sigur că da. Spuneați că ați luat deja niște mici măsuri de siguranță. Exact. Ce măsuri ați luat? Mi-a cumpărat două camere și urmează să le instalez. Bărbatul agresat și jefuit noaptea trecută are o fabrică de roboți în județul Alba.